deci dacă nu-și fac efectul, jur că o să treci degeaba pe pământul ăsta, jur. Nu are un gust, dar pe bune. Nu are niciun gust. Hai să vorbim despre casă odată. Salut bășacalor, ce faceți? Bine v-am regăsit la finalul serialului Viață de Adolescent. Nimic nu va mai fi la fel. Ca o scurtă recapitulare, nici măcar scurtă, s-au întâmplat foarte multe. Emma Nicola este moartă încă din primul episod și nu mai știm nimic de ea. Iris a fost otrăvită episodul trecut? Cum? Sabine a luat o travă proastă și nu a reușit să o otrăvească pe Iris și este de fapt un criminal? Și de fapt și Iris este o criminală pentru că ea a omorât-o pe Emma Nicola? Cine este adevăratul criminal din acest serial? Vom afla chiar în acest episod, finalul. Aș vrea să vă spun că la 30.000 de like-uri postăm următorul episod, dar nu o să mai fie așa. 30.000 de like-uri pentru ultimul episod din acest serial. Doamne ajută și haide să vedem ce se va întâmpla. Jocuri de putere, jocuri de putere, jocuri de putere. Câteva zile. Ai nevoie de ceva? Da. De ce? De ce? Să pleci! S-a făcut ceva? Pleci. Da, ți-am făcut ceva? Nu m-am făcut nimic, dar... Și munce. Ia! Da. Yeah. The acting! Vă rog! Da, ți-am făcut ceva? Taci! Nu m-am făcut nimic, dar... Să-mi lăsați și pe mine să termin cartea asta, da? E? Da, așa că am fost în spital, eu te-am îngrijit, nu? Și să avei numărul pe drum așa că... A, uite, o rășit. Ține-mi mai să calci. Treaba lui. Nu crezi că mă interesa ce face el? Vă lasă să-și mănânci grisinile. Dacă nu erai tu cu el, nu se întâmpla nimic. Bă. Mă ajungeam în spital. Nu era să mor, nu? Da. Nu știu câte alea. Nici măcar nu negă. Put un lucru că nu eu am făcut asta, tu trebuie așa faci. Ce rezolvi dacă faci așa? Rage mode. Fa să așez de să mă audă vecinii. Dar nu e nici vecină. Te interesează vecinii, nu? Câinile, nea Ion, ăștia, găinile cu coșii, ăștia, vecinii ăștia. Ciao. Bună, bună, fetele. La noi se zice ciao. Nu bună ziua, bună ziua. Ia uite ce a venit. Ești bine? Nu. De cauza ta. Bă, mănânc în napolitană. De cauza ta, nu-ți bine. Taci, geacă, spus. Dacă tu ai... Tu ești și inepțiile astea. Ce inepții? Inerțiile, că eu am otrăvit-o. Nu eu. Da. Inerții? Bă, știu, stai că poate ți-o prost. Da, așa și așa. Bă, eu sunt mai prost că o trebuie să verific ca să pot să râd pe bune. Omul meu odată direct cu inerțiile, veri. Nu o să mai poate. O vreau să zic altceva, dar au zis inerțiile. Uite, vedeți, dacă nu sunteți așa, poate nu știați, nu știați ce înseamnă. Tu cu ăla, boschetarul ăla sau cine-o fi? Care ți-o dat drogurile alea? Eu am otrăvit-o, ia loc să vezi de treaba ta. Vrei să spun ceva? Uite, mă ridică picioare, s-o trezi moarta, nu? Hai să zic eu ceva. Hai să vezi ce pleacă. Am aflat? Ce să afli? Ce să afli? Dai, dai! Nu urla la mine, vezi de treaba ta. Zi! Mai refaci scena, hai! Taci, nu! Taci, bă, aici nu urli. Refaci, așa. Ce care te-a ajutat pe tine să mă trăvești cu mea? Băi, hai, nu, aici nu urlai, tu nu urli aici. Martin, ăla, cum se telefonul, vezi? Deci astea face, bă, omule, bă. Bă, de soare, deci astea face. Bă, nu mai pot, care-i finalul? Ca că până aici s-au fost. Dacă până o ajungi și foai, dacă o ajungi și nebuna aia să afle de tine, ești bun, bă, prostule, bă. A, ăla, deci, Roca? Am înțeles chestia. Bă, ăla care-i dat-o treaba? Bă, dar ce e rape? Alo! Oh! Băi, handicapatule, cum am aflat asta de tine? Alo! Stai că mă sună cineva, da. Așa. Alo, băi handicapatule, cum poți să faci așa ceva, ești prost? Mă, dar ți-am zis că v-am trebuit de aia de cai, nu de șobolani. Dar cum să vă aia de șobolani, că e micuț, îmi trebuie de cal, o travă de cal, prostule. Te omor, te omor, te voi omorâ, te omor. Pune la întrebare, cum o aflat asta de tine? Băi, era să zic. Băi!
Vai, Roca Roca, ai grijă să nu fii prins. Roca Roca, balaboca! Tu poate că nu vă tragi după tine. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Ai grijă, Ruba. Băi, era să zic. Păi dacă îți dau o dreaptă, te nenorocesc pe viață, băi. Îmi dai de șobolan, că mi-mi trebuie de cai, de arigatori. Dă-mi de aligator, nu de șobolan, că nu a murit. Dar ce faci aici, veni în magazia asta? Bă, nu, 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 nu spune că are un pistol. Nu, de la pistolul! Nu, 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 deci dacă și-a viața... Nu, 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 nu! 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 Nu, te rog, te rog! Dă-i lui Iris! Bă, 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 deci dacă și-a viața, deci mă... Bă, 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 bă! Bă, și-o luat viața sau nu? Bă, mă omoară șenet. Tu ce cauți aici, Iar? Să știi că Iris nu e acolo, așa că poți să o ștergi, liniștită. Dar nu după tine, chem poliția, asta e casa mea. Foarte bine, am ceva să spun și nu o să mai apusi spui lui Iris. Ce? Emma trăiește și eu am ajutat-o și o să denunț și pe Iris că... Părinte, tati, vă de omor compins, o știi? Ce? Emma trăiește și eu am ajutat-o și o să denunț și pe Iris că... Părinte, tati, vă de omor compins, o știi? Emma Nicola? Foarte bine. Da, nu i-am prins-o, da, așa. Dar cine i-am prins-o? Că Emma m-a propus... Am o fătriză, pe cine i-am prins-o? Ori spui cine a prins-o pe Emma? Nu! Nu! Na, mi-a adus și ce-am cerut. Oh, e greu. La ce zici că vrei să fie? Calibru mare. Hai, mersi. Hai, jet. Spune cine a împins-o. Știu că e Iris, dar vreau să recunoști. Ori îmi spui cine a împins-o pe Emma, ori te împuși. Spune-o, da! Hai, spune cine a fost? Iris. Știu că a fost Iris, dar vreau să recunoști. Ok, recunosc că Iris a fost. Așa! Bă, deci bă, dar nu mai pot, bă, Genema Nicola trăiește sau nu? Dar nu poate ăsta să fie finalul, nu are voie. Nu știu! Nu! Da, știi și nu vrei să-mi spui. Știu că Iris și o să aldesc că e sora ta, dar până aici a fost. Ori îmi spui, ori te-o mor. Vă spun eu odată. Sezonul 1? Nu! Finalul sim... No, no, no! Bă, 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 bă! Bă! Nu știu, în pușcărie. Deci au fost în pușcărie în sezonul 2? Hai să o răpim. Hai. Hai să o răpim și o ducem cât mai departe. Dăm drumul. De ce te chinui? What the fuck, ce catacombe? Hei, na, te camați? Bă, nu cred, deci nu cred, deci nu pot să cred așa ceva. Deci acum vă rog frumos să aplaudați, lăsați telefonul jos sau ce țineți în mână și aplaudați. Nu, frate. Nu, bravo, băi, bravo, nu se poate. Bă, dar uitați cu câte nebunii vine sezonul 2, calitate îmbunătățită, ce este acest focus? Uite lumina! Doamne, spune-mi dacă mai trebuie să mai fac. Băi, facem și la sezonul 2, facem la sezonul 2. O, păsta și sezonul 2! Na, deci nu se poate așa ceva. Bă, dar ce seria? Bă, deci nu pot să cred, frate. Deci până la urmă Emma Nicola, de fapt, nu era moartă. Și acum ăsta, de fapt, a împușcat-o pe Antonia, dar din ce se vede... S-ar putea să nu fi împușcat bine. După care a intrat la pușcărie pentru că se știa că Sabine este un criminal și a avut tentativi de omor. Deci m-au trecut copiii ăștia prin toate stările, frate. Prin toate stările de m-au lăsat așa sunt. Aștept mai mult decât aștept pe Netflix. Deci pe cuvântul meu de om și-mi dau cuvântul în fața la peste 100.000 de oameni, da, care o să vadă asta. Deci eu, dacă asta era serialul pe Netflix, eu îmi cumpăram subscripție. Deci puteam să n-am bani să mănânc. Deci în luna aia puteam ori să-mi cumpăr eu ceva frumos, ori să-mi iau Netflix să văd asta. Asta făceam. Deci pe cuvântul meu. Tot o să filmez eu un sketch cu copiii ăștia la un dat. Nu se poate. Deci la un dat tot o să facem un scurtmetraj. Sper că v-a plăcut serialul. A fost interesant, ciudat, cu foarte multe emoții. O să-i las, bineînțeles, serialul în descriere. Bravo, copii! Vă felicit să știți că chiar râdem, glumim, dar cum zic la fiecare episod, bă, râde ce se întâmplă, de gafile astea așa, de copii drăguți. Bă, dar e foarte de apreciat că oamenii, uite, să... Deci sunt mult în față peste alții care chiar ar vrea, poate, să devină actori. Pentru copiii ăștia deja fac asta, gen încearcă, știi? Ia uite aici ce am găsit, viață de adolescent, bloopers, secvențele din culisele serialului, ia să vedem. Bloopers.
O pufnit-o râsul, mă! Bă, lăsați-mă motocoasă! A, genii, acum de câte ori a tras secvența asta? Ia! Uite asta! Bă, ATV-ul! Te uita la cameră încă. Bă, mă, se regizor! Opre! Te aproape așa, bă! Vine mașină! Du-te, dracu, de aici! Fără! Ei, oprește, vorbiți. Hai, ridică-te. Hai, behind the scenes. Party la filmări. Oh, ce palmă. Bă, o ruptă, spart-o. Atât a fost, revenim cu sezonul 2 dacă vreți. Aveți și canalul Ratației pe care eu cu fratele meu postăm acolo multe chestii împreună, care au crescut foarte mult și vă mulțumim mult că v-ați abonat și acolo. Și ca de fiecare dată, eu ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Pa, bă!